Profitând de avantajul terenului propriu, handbaliștii pregătiți de Bogdan Macovei au început competiția cu un succes categoric în fața celor de la LPS Botoșani, scor 35-23. În cel de-al doilea joc, echipa suceveană a bifat o nouă victorie, scor 31-17, de această dată în compania celor de la LPS Vaslui. Sucevenii au fost nevoiți să se recunoască învinși apoi de principala favorită la câștigarea seriei, LPS Piatra Neamț, în fața căreia au pierdut cu scorul de 22-36, după ce la pauză oaspeții aveau un avantaj de doar 3 goluri. În ultimul joc disputat în cadrul turneului, echipa sucevană a cedat în fața formației LPS Iași cu scorul de 23-27, terminând competiția pe locul 3. Cel de-al doilea turneu rezervat juniorilor 2 se va desfășura în perioada 3-4 decembrie la Botoșani.